Ion Mihai Ionescu, medieșanul nostru cunoscut de pe micul ecran de la Nova TV, pentru prieten Jimmy și cu o carieră foarte îndelungată de jurnalist. Iată că pe sfârșitul lui 2011 ne pregătește o surpriză. Jimmy, e vorba de un debut editorial, o carte de interviuri, mai multe detalii pentru Lentila de Contact și Media News Blog. Da, e o naștere grea la care sper că vei vorbi alături de Milu și aici e înrudirea noastră spirituală, mă refer la specia interviu și aș vrea să spun că înrudirea noastră este nu numai prin numele Lentila de Contact de la Radio Ring, să spun și prin subtitlu interviu vintage, pentru că este ideea ta, Mircea, în discuția pe care am purtat-o acum câteva luni când spuneam că lucrez la acest proiect, tu mi-ai spus a fi poate mai bine în loc de dialoguri culturale, cool, cu 2 de O sau așa, că sună mai beton, poate interviuri vintage. Te-am ascultat, prietene, și chiar în dedicația pe care o am pentru cartea ta spun și sper că la prezentarea pe care o vom avea peste 3 săptămâni, evident, să fii de față ca să-ți mulțumesc. Ce pot să spun? E un proiect mai vechi de 4-5 ani, lucrez, nasc greu, a fost un travaliu pornit încă din anii 90, de fapt reunesc interviu pe care au apărut în presă, pornind de la Ziarul Radical din Sibiu, în Obiectiv, la caietele de la Mediaș și nu în cele din urmă, emisiune de la Nova TV, pentru că, în definitiv, cartea este un proiect Nova TV, păstrez numele talk show-ului pe care l-am început în 2004, în linia întâi. Și când vorbesc despre această carte, se spun, ea a pornit în urma unei polemici cu Mihai Zgondoiu, acum câțiva ani. Marele prieten al lui Mihai Zgondoiu, e vorba de Robert Șerban, e considerat cel mai bun în ceea ce înseamnă tacma jurnaliștilor de cultură, de această dată vorbesc din Valul Tânăr. El realiza A Cincea Roată la Timișoara, care era declarată de Cristian Tudor Popescu cea mai bună emisiune de cultură de la Analog TV. După aceea, actualmente realizează Piper pe limbă și Robert Șerban și-a lansat la Editura Humanitas o carte de interviu cu mari personalități. Pornind de aici, am încercat să fac un alt fel de interviu. Pe lângă fișa bio bibliografică, am încercat să povestesc însă și întâlnirile mele cu autorii respectivi și mă refer aici la Nectarul Zeilor, pentru că am avut ocazia să-i cunosc, să-i spunem, pe mari filozofi de la Horia Roman Patapievici, prima dată când a venit în Sibiu și și-a lansat Cerul Văzut prin Lentilă, până la ceea ce înseamnă Andrei Pleșu, mă gândesc la celebra emisiunea aceea de la Realitatea TV, dacă ți-aduce aminte, în 2007 că eram invitați la Hotel Împăratul Romanilor cu Alin Bratu, cu Ovidiu Tomozei și ceilalți. Evident, Ion Mureșan, Virgil Podoabă, Alexandru Cistelecan, Horia Bernea, marele pictor și de asemenea printre numele care vor apărea și în al doilea volum, pentru că proiectul continuă, sper dacă voi fi sănătos anul viitor, cu Unda de Șoc, de această dată Grigore Leșe prezent la 5 aniversare de la Nova TV, de asemenea Nicolae Manolescu, Ioana Crăciunescu, pe care știm foarte bine ce ne leagă zilele, să spunem, și revistă o cultură, dar în același timp și scriitor pe calea regală. Care este interviul tău preferat? Interlocutorul a spune prin reactivitate înaltă și stil lapidar, Nicolae Manolescu este în cel de-al doilea volum, m-a terminat, întotdeauna mă gândeam cum poate omul acesta, marele critic, să răspundă, să spunem, la orice tip de întrebări. Pentru a realiza, de exemplu, un interviu cu Horia Roman Patapievici, mie mi-a trebuit să mă pregătesc aproape o lună. Am reușit acest lucru la Sibiu, când și-a lansat Omul recent, iar după aceea la Târgu Mureș. De fapt, toate lucrurile acestea sunt povestite în carte. Eu am încercat asta să aduc ca noutate, nu un interviu în tip brut, întrebare și răspuns, ci însă și povestea întâlnirii și câteva lucruri despre autor, pro și contra, cum e mai mult o carte, aș putea spune, de jurnalism. Aceasta m-am gândit la interviu și în post față, cel mai drag interviu în această carte, trebuie să o spun, Părintele Teofil Părăian, dragă, celebra chestie pornind de la Cristian Tabără, prostia este un păcat, nu, este un caz, dragă. Și ne gândim aici la Părintele Teofil Părăian, care a fost o singură dată la media și după aceea am reușit la sâmbăta să ajung într-o discuție mai lungă. În volumul 2 apare Părintele Cleopa, unde am fost alături de Cornel Fugaciu, Marius Salmaghi, cei care au pus și ei întrebări, Mihai Jiga, de fapt sunt toți pomeniți, Marius Domitian, toți colegii noștri de presă cu care am avut atunci o tangență și evident voi continua, dacă mi ajută Bunul Dumnezeu, anul viitor, proiectul undeva tot în toamnă, mă gândesc, pentru Unda de Șoc. Cel mai dificil? Cel mai dificil? Știm bine,
Da. Când faci un interviu, dacă ai un interlocutor care spune da, nu, da, nu. Se pos altruist, mi s-a părut poetul clujan Ion Mureșan. Grei sunt și Gabriel Iceanu, nu să spunem, dar Ion Mureșan mi s-a părut dintre autor. Interviul cel mai drag, latriul meu stâng, este cu părintele Teofil Părăian, pentru că alături de Fane Câmpeanu, te amintesc aici cu el împreună și el a realizat fotografia de pe copertă, fiind într-o zi la sâmbătă, pentru mine rămâne, să spunem așa, ca o secvență existențială deosebită. La final, încă o dată, ziua lansării? Ziua lansării în 9 decembrie, vei fi părtaș. Prefața, trebuie să o spunem, este semnată de profesorul George Manolache, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, bine cunoscut, să spunem, din punct de vedere literar. El a lucrat la această prefață, va fi prezent. Sper și Milu, prin înrudirea noastră, să spun, spirituală, să fie evident, pentru că vorbesc de voi ca jurnaliști, în primul rând, ca un antract. Și Helmut Knall, prietenul nostru și așa, 9 decembrie, ora 17, în spațiu respirabil de la Biblioteca Municipală Ștefanu Dirot. Obligatoriu fiți acolo. Mulțumim, Mel, pentru... Încă o dată a făcut pe cameramanul. Mulțumim, Milu, corect. Și te așteptăm cu volumul 2. Da, să dea bunul Dumnezeu. Dar prima dată, 9 decembrie, ne reîntâlnim, evident. Am spus, într-un eveniment, trebuie să precizez, organizat de Nova TV.